Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod al emisiunii Mistere la granițele cunoașterii. În această seară o avem din nou invitată pe exploratoarea Uca Marinescu, profesoara Uca Marinescu, cea care acum aproximativ o lună ne-a bucurat cu prezența dumneaei și ne-a dus într-o călătorie de excepție în Valea Hunza, în Valea Nemuritorilor. De data aceasta vom face o altă călătorie extrem de interesantă într-un alt loc deosebit. Împreună cu doamna Uca Marinescu, vom călători tocmai în insula Paștelui pentru a vorbi despre lucrurile misterioase care sunt acolo, despre culturile străvechi și neobișnuite care au ridicat pe această insulă izolată din mijlocul oceanului niște statui excepționale. Bună seara și bine ați revenit în emisiune! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și vrând nevrând o să vă duc pe vremea când eram studentă, deci acum mulți ani, când apăruse o carte care se numește Acu Acu și în loc să țin cursurile sub braț, eu țineam cartea lui Acu Acu, scrisă de Thor Heyerdahl și chiar mi se spunea Acu, numele meu invers, Uca, deci începuse să mi se spună Acu. După mulți ani, în 96-98, la o întoarcere din Antarctica, am fost invitată de către ambasada română din Santiago de Chile să vizitez orașul. Am fost și la un târg artizanal, unde foarte interesant, unde oamenii văilor din Anzi coboară și își prezintă artizanatul lor și obiectele specifice. Și am găsit un stand unde, bineînțeles, erau statuietele din Rapa Nui, din insula Paștelui. Insula Paștelui se numește așa pentru că a fost descoperită în ziua de Paști, dar de fapt ea se numește Rapa Nui, în Rapa Nuieză, limba vechilor locuitori, care înseamnă buricul pământului. Într-adevăr, insula este un buric al pământului pentru că este situată la cele mai mari distanțe de orice zonă de uscat. A fost izolată mult timp și s-au încercat, în general, acostau acolo sau se refugiau în timpul furtunilor corăbile care ajungeau în zonă. Acum este sub oblăduirea, să spunem, a Republicii Chile, aparține de Chile și turismul în ultima perioadă s-a organizat mai bine acolo. Înainte era foarte greu să ajungi, visai să ajungi acolo, pentru că insula este într-adevăr specială. Să și arătăm în timp ce vorbiți câteva fotografii făcute atunci când ați fost în această călătorie. Puteți vedea aici, să dați un plan mai apropiat. Ceea ce este foarte interesant este faptul că aceste statui astăzi, și o să pun mai multe, rămâneți cu camera acolo, aceste statui sunt dezvelite. De astăzi au intrat arheologii și au săpat ca să vadă cât de mari sunt și au fost uimiți să constate că ceea ce vedem deasupra pământului reprezintă... Mai capul și gâtul. Capul și gâtul, practic, da. Este puțin mai mult de o treime. Da. Iată, o putem vedea și pe doamna Uca Marinescu în studenție, stând acolo pe marginea insulei, în spate se vede oceanul, într-o altă poză, de asemenea. Ce este lângă lacul format de erupția unui vulcan, unde crește renumita Totora. Totora era tresia din care se construiau bărcile cu care ei călătoreau. Spuneți-mi aici, de exemplu, în această fotografie, ce văd că sunt și statuete, alea erau de vânzare? Este o prezentare a obiectelor specifice lor, iar în spate de tot vedeți în această fotografie muntele sau masivul din care se extrăgeau, din care se escavau statuile Moai, statuile renumite de acolo.
Aceste statui, de fapt, sunt prezintă interesul lor, au existat diferite interpretări. Erau, deci am avut șansa în momentul în care am ajuns în insulă să vorbesc cu o localnică care mi-a spus: poți să stai la mine acasă. Băiatul ei fiind ghid local, deci avantajul a fost că el mi-a explicat și m-a dus prin niște locuri foarte interesante pe insulă și astfel am aflat că aceste statui erau făcute de fapt pentru cei care decedau. Deci, se știa, deci asta este tradiția locului. Era tradiția locului. O astfel de statuie era atât de mare, nu trebuia să fie o persoană importantă din comunitate? Nu. Bun, câte statui de acest gen avem pe insulă? Inițial se pare că au fost 600 și ceva de statui. Păi și numai 600 de oameni au murit pe insula aceasta în decursul timpului? Deci n-a fost tot timpul. Deci aceste statui au fost făcute de o anumită categorie de oameni care au locuit acolo, după care s-a renunțat la acest obicei. Da. Deci cât au trăit ei 300-400 de ani acolo, au făcut aceste statui, pentru că au fost primii oameni care au ajuns, probabil tot pe vremea furtunilor, pe timp de furtună, au ajuns cu pirogile și s-au refugiat pe această insulă. Ei sunt, sau erau, mai sunt foarte puțini dintre ei, oamenii păsări. Oamenii păsări, mici de statură, care aveau o frunte foarte îngustă și care aveau nasul coroiat, aproape că ajungea la gură. Se spune că de aia se numeau oamenii păsări, dar o altă interpretare este aceea că pe insulă nu aveau altă hrană decât păsările. Și atunci vânau păsările și ouăle păsărilor. Nu aveau locuințe, trăiau într-un fel de șanțuri făcute în care își depozitau, le acopereau cu trestie și cu vegetație și ei locuiau pe timp urât în aceste tranșee, să spunem, în aceste șanse. De asemenea, în timpul, când era timp frumos, se ocupau cu pescuitul. Deci aveau golfuri, are două golfuri mari această insulă și coborau la pescuit. Nu era un număr mare, erau puțini. Peste ei însă, din altă parte, pe de-a cursul istoriei, au venit oamenii cu urechile lungi, diferiți de oamenii păsări, înalți, cu, într-adevăr, cu niște urechi mai lungi decât cele obișnuite și care au dominat... Bun, mai puțin, oamenii păsări au făcut aceste lucruri, ca să nu confundăm, pentru că statuile nu sunt făcute de oamenii păsări. Sunt făcute de oamenii cu urechile lungi. Lungi. Deci dar ce vedem aici? Acolo sunt... nu sunt statui, sunt niște desene, niște sculpturi, așa, care prezintă niște, să spunem, inscripții foarte, foarte vechi. După, adică la o distanță de cam vreo 2 km de Rapa Nui, există o altă insulă mai mică, care este insula sfântă a lor și iau o anumită perioadă a timpului când se duc și fac procesiune acolo, care într-adevăr este acoperită, dacă putem să spunem așa, de păsări. De asemenea, au un, nu știu dacă există acolo în fotografii, cred că există undeva, au și un sanctuar, să spunem, de rotund, din pietre, iar în mijloc, la acestui sanctuar, este o piatră de meteorit, care are o energie specială. Se pare că toată zona respectivă a trecut printr-un... și acea gură de vulcan, acel lac, deci, care s-a format printr-un fenomen cosmic, să spunem, nu se știe ce a fost, care a format insula și care a format tot ce există acolo. Ce este intrigant, și să mai arătăm telespectatorilor aceste statui, ce vedeți dumneavoastră aici înseamnă, probabil, așa vă spun cu aproximație, o înălțime de 5, 6, 7 metri ce vedem deasupra solului și reprezintă o treime din statuia. Aveți acolo un desen cu, când statuia nu este încă scoasă din, cred că în partea stângă. Nu, înăuntru aceea. Deci aici arată cum se scoate, cum se scavează. Da. A, deci asta era făcută în munte, era tăiată direct în munte. Toate s-au scos dintr-un Bun, singur acum munte. Apare aici, sunt niște elemente care ne intrigă, pentru că sunt foarte mari, sunt foarte grele. Deci ei le dăltuiau, le tăiau, după care escavau partea de jos. Cu ce? Cu instrumentele lor, cu ce aveau acolo. Deci problema este
nu neapărat și cu ce, dar și cu ce înmuiau pietrele, da? Ca să poată să formeze acea statuie, să o scoată. După care, cu un sistem de chinci, o trăgeau, pentru că era sus, o trăgeau în jos, da? Pe locul unde era trasă și unde a decedat cineva, se făcea o groapă mare în care statuia, prin balans, era băgată în pământ. Asta spun legendele locale. Locale, da. Eu sunt suspicios și vă spun de ce. Așa. Ar însemna ca toată comunitatea, da, să nu facă altceva decât să lucreze la realizarea unei astfel de statui până când moare următorul. Și ar trebui să o țin așa, da, toată viața. Deci nu fac decât să... Pentru că sunt 600 de statui. Erau, da. Da, care au fost realizate pe o perioadă de câteva sute de ani. Da. Ce, cât de consistentă era populația? Câți oameni erau pe această insulă? Nu erau mulți. Nu erau, aveți, mulți. Da, aici am spus de la început. Deci cum reușeau să scoată aceste... Să lucreze în această piatră și cu ce instrumente? Da. Deci este un mister, este o semn de întrebare. La fel ca cum... multe altele, tocmai de aceea, eu mă întreb, ca și în alte cazuri, iată, avem piramida lui Cheops. Da. Da? Da. Astăzi, cu toată tehnologia, este extrem de, da, greu sau și imposibil mai, să o realizăm. De asemenea, mai, da, sunt monoliții aceia enorm. Și avem multe locuri misterioase. Oare nu este posibil ca, la un anumit moment din istoria acestei planete, să fie existat o civilizație foarte avansată din perspectiva cine imaginăm noi că ar putea să fie, și că multe dintre aceste lucruri excepționale care reprezintă un efort ingineresc, tehnic, da, 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 pe care este greu să ne imaginăm, chiar și aici, că o populație redusă de, nu știu, cât puteau să fie, 100 de oameni, 1000, 2000 de oameni, cât puteau să trească? Nu, și atâta, deci erau 600-800 de oameni, cam așa. Deci, pe așa? Oamenii cu urechile lungi care au venit după ei au fost mai mulți, au populat mai mult insula. Da, da. Sunt foarte multe lucruri misterioase. Vedem aici acolo și un cerc. Acel, da, cu meteoritul, piatra meteoritică în mijloc. Asta este zona sacră de pe insula mică. Da, da. În care aici sunt eu. Se oficiau anumite ceremonii și unde ghidul meu mi-a spus, du-te în mijloc și acoperă piatra aceea din mijloc și să vezi că te încălzește. Eu eram și sunt foarte realistă și așa. Da. Într-adevăr m-am dus, am cuprins piatra, am simțit o căldură relaxantă, o căldură, așa. Am spus, bun, căldura vine pentru că a stat în soare și piatra este caldă de la soare. Dar, de fapt, nu era acest lucru. Se pare, repet, că în zona respectivă există o energie aparte. Întrebarea, putem să facem o conexiune și cu aceste... Uitați, acolo se vede cum trăiau ei în șanțurile pe care le făceau. Deci, sunt câteva fotografii din ce am reușit să păstrez. Deci, așa locuiau. Primitiv, nu? Într-adevăr... Tocmai aici este... Da, da, adică, puteau să ridice... Să facă astfel de statui gigantice, dar nu puteau să-și ridice niște case mai de Doamne ajută? Nu vroiau, adică sunt... probabil. Probabil că nu vroiau. Probabil că ăsta era, așa înțelegeau ei să trăiască. Dar asta nu are nicio legătură cu felul în care au lucrat la aceste statui. Ele, acum, deci înainte de când am fost eu, așa, a venit un grup de cercetători japonezi și au spus, bun, ele au căzut la pământ, erau pe jos, rupte, da, și așa mai departe. Le-a, să spunem, timpul este cel care le-a distrus o parte dintre ele. Și au spus, hai să construim o platformă pe care să ridicăm aceste statui și să le punem pe platformă, să se vadă, da? Au reușit să strângă, să colecteze câteva dintre ele care erau întregi și urmează partea amuzantă. Pentru că aceste statui aveau pe cap, nu știu, există undeva, mi se pare, o imagine, o am pe undeva pe acolo, aveau pe cap niște căciuli din tuf vulcanic, nu, trebuie să fie alta, o am. Este numai căciula roșie. Ah. Știu că era. Cred că am văzut, o găsim, da, asta. Da, deci această căciulă, dar roșie, este din tuf vulcanic, care este foarte ușoară. Deci, da, astfel de căciuli ei aveau statuile? Le lucrau, da, le puneau pe cap, da?
Pe capul statuii. Deci era un corp diferit față de... Da, exact. Deci tuful e tuf și piatra e piatră, da? Așa. Dar în momentul în care ele au căzut, da, căciula a căzut de pe capul lor și s-a rostogolit prin diferite părți. Japonezii împreună cu localnicii care i-au ajutat au ridicat aceste statui pe platformă, dar trebuiau să pună și căciulile, da? Căciulea fiind rostogolită, ei nu au mai luat-o de unde era și atunci au luat câte o căciulă și o probau să vadă pe care statuiei se potrivește pe cap. Deci scena a fost foarte așa simpatică. Da. Interesant. Da. Astăzi, sigur că Insula Paștelui este una dintre cele mai... Se mai spune ceva, îmi cer scuze că așa, că toți acești japonezi, a fost o expoziție mondială în Japonia, la Tokyo, mi se pare, și au vrut să ducă o statuie din aceasta, au vrut să o ducă, au pus-o pe vas, așa, cu, tot așa, cu niște chingi, au tras-o, ca să o ducă să o prezinte la expoziție. După nu știu câte zile de mers pe vaporul respectiv, kinga cu care era ținută statuia, corpul respectiv, a început să roadă din statuie. Probabil aerul sărat, n-au știut să explice ce s-a întâmplat. Deci de asta vă spun că locul respectiv are o anumită energie. Asta este foarte clar. Și au adus-o înapoi, n-au mai dus-o la expoziție, au adus-o înapoi japonezii. Uh-huh. Deci este povestea locală. Tot ceva foarte frumos este că a doua sau a treia zi după ce am vizitat, în timp ce vizitam insula, ghidul meu de dimineață mi-a spus, acum te duc la biserică. Și eu, gândul meu, am spus, am atâtea de văzut, pot și acasă să mă rog, sau mă rog, nu era o construcție pe din afară care să mă tenteze, să spunem, să intru. Dar, din stimă pentru el, am intrat în biserică. Erau oameni acolo, erau oameni care asistau la o slujbă, nu știu dacă ați fost la Iud, dar pe vremuri, de mult de tot, acolo se țineau încă slujbele dacice, în care toți bărbații erau îmbrăcați în odăjdile albe ale dacilor, preotul își ținea cușma pe genunchi, așa, și ținea slujba. Copiii erau în curtea din afară a bisericii, iar femeile trebuiau să stea afară de tot. Asta am văzut la Iehud. Vreau să vă spun că aici, la ei, am văzut același obicei. În față stăteau doi muzicieni care cântau pe parcursul rugii pe care o ținea preotul, iar preotul nu era nici catolic, nici ortodox, dar discuta cu oamenii, le dădea sfaturi asupra lucrurilor care s-au întâmplat în ziua de ieri, cum ar veni, care a trecut, și le dădea sfaturi pentru ziua de mâine. A fost extraordinară slujba, foarte, foarte frumoasă, foarte interesantă. Ce considerați dumneavoastră că ar fi foarte interesant de spus, pe lângă ce s-a spus acum, despre Insula Paștelui? Astăzi, așa cum am vrut să spun acum câteva minute, Insula Paștelui este un obiectiv turistic de interes mondial. Probabil că, nu știu, e o limită sau pista e plină de insula este de atât de turiști. Scurtă încât aterizezi aici și ai impresia că intri în ocean. Deci nu se poate zbura decât cu avioane mici acolo. Aha, deci... Dar interesul există, într-adevăr, pentru aceste lucruri. Ce am citit eu din alte interpretări, poate ce cred eu, așa, citesc foarte mult așa, cred că este ce a rămas din Atlantida. Un segment din ce a rămas din Atlantida, insula Rapa Nui. Da, e o ipoteză interesantă. Pentru că acum, să fim serioși, mulți contestau și existența Troiei. Este o poveste, e o legendă, e o prostie să o căutăm și iată că cineva, nu un arheolog, ci un om de altă profesie, un neamț, a căutat până când a găsit Troia. Cu siguranță toate miturile, toate legendele au în spatele lor un sâmbure de adevăr. Sigur. Așadar, dacă găsim în mai multe tradiții ale lumii informații despre existența unei civilizații, Atlantida, care cândva a fost la un înalt nivel de dezvoltare și, din motive pe care noi nu le cunoaștem astăzi, s-a distrus sau s-a autodistrus. Cosmice. Da?
Iată că ar trebui să ne gândim că e posibil să fie totuși ceva. Avem atât de multe enigme, avem atât de multe lucruri excepționale care nu pot fi explicate sau nu pot fi puse în responsabilitatea unei populații primitive, pe care considerăm noi relativ primitive de acum, sau cu unelte primitive, că au putut să ridice așa ceva. Deci, însăși denumirea de buricul pământului, deci buricul pământului, deci Rapa Nui, în Rapa Nuieză, pentru că ei vorbesc Rapa Nui, au limba lor pe care o vorbesc așa, te duce cu gândul la așa ceva, buricul pământului, deci nu al locului, nu așa, ci al pământului, da? Așa mi-am explicat eu. Și eu cred că, așa cum spuneam, cândva, acum multe mii de ani, o civilizație importantă a lăsat multe urme. Ideea este că istoria oficială, varianta oficială care caută să ne explice prin cărți cum a fost evoluția, este adepta unei evoluții liniare. Da? De la mic a crescut ușor. Da. Și este greu ca să se întoarcă în trecut și să vadă. Că de multe ori acest trecut poate să fie și un model pentru viața noastră de acum. Și sunt multe motive să credem că a fost o evoluție ciclică. Că au fost vârfuri de evoluție, prăbușiri. Să ne gândim doar la Europa. La excepționala dezvoltare din Antichitatea greacă și romană și la prăbușirea din Evul Mediu întunecat. Când nu putem spune că Europa Evului Mediu a fost superioară din punct de vedere artistic, arhitectural, lumii grecești sau lumii romane. Nu. A fost o cădere după care, în epoca luminilor și mai departe, a început progresul și am ajuns altceva, A început altceva. Deci, ciclic, este posibil ca undeva acum 10-20 de mii de ani sau mai mult, cine știe, să se fi întâmplat niște lucruri excepționale. Deci, insula Paștelui, eu n-am reușit să ajung, dar în faleza insulei, în pereții de stâncă, există peșteri. N-ați reușit să ajungeți în peșterile? Așa. N-am ajuns să intru în peșterile acestea, pentru că era greu de coborât și n-aveam nici timp, dar cei tot localnicii, și am citit, există peșteri în care ei își depuneau anumite statuete. Și astea sunt în circuitul turistic? Poftim? Peșterile acestea sunt în circuitul turistic sau sunt mai... Nu prea. Ei, acolo s-ar putea să fie foarte multe enigme, pentru că dacă erau accesibile, probabil că lumea acelor vremuri și-a lăsat amprenta și acolo. Și am vorbit cu cineva care a fost destul de recent, acum vreo 2 sau 3 ani, și, mă rog, mi-a spus, am fost în insula Paștelui. Rapa Nui nu exista așa. Da. Și eu zic, ai fost acolo, vai, ce ai văzut interesant? Niște statui care au căzut, zice, și altceva ce să văd. Turismul. Da. Deci cam așa. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest subiect pe care l-ați adus în emisiune. Rămâneți alături de noi, pentru că în partea a doua emisiunii vom aborda o altă temă foarte interesantă. Vom vorbi despre... Dar nu vă spun, rămâneți aproape, ne vedem peste câteva minute.